făcut acum? Am înțeles, le taie, dar de ce, domnule Ialomițianu, n-au venit și au spus cât e salariul minim pe nou, cum ar veni? Pe curat acum, după ce le-ai tăiat, cum să vii pe 31 să le spui la oameni de la 1? E vorba de peste 1,5 milion de angajați în aceste două sectoare. Asta echivalează cu tăierea salariilor după ce au supraimpozitat pensiile din armată, care echivalează cu tăierea pensiilor. Dar să știți că la Ministerul de Finanțe s-a ajuns foarte rău. Ori lipsă de responsabilitate este, ori este superficialitate. Că am văzut și ordonanța dată cu reducerea unor, cu măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare. Impact bugetar zero. Deci ei nu calculează, ei nu știu care e impactul bugetar. Câți bani trebuie să aducă la bugetul statului? Domnul ministru Boloș nu știe pe ce lume se găsește. Păi, potrivit legii finanțelor publice, orice act normativ prin care reduci cheltuielile sau mărești salariul minim pe economie, că aici e o supraimpozitare mascată, trebuie să prezinți impactul bugetar. Ori le e frică să nu fie atacați exercițiul de imagine, ori în Ministerul de Finanțe nu mai sunt profesioniști. Și este vorba de o încălcare a legii. Să nu stabilești impactul bugetar, pentru că acea ordonanță privind aplicarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor are nota de fundamentare să se necesitatea de a se încadra în ținta de deficit bugetar de 4,4%. Și tu să nu stabilești impactul bugetar este chiar și neconstituțional. Atunci, de ce mai dai o ordonanță de urgență? Iar legat cu salariul minim pe economie, e o supraimpozitare mascată, pentru că statul și-a peste 42% din acea creștere și n-au bani ca să mai facă față plăților până la sfârșitul anului. Deci e o disperare de bani, dar este pe de altă parte și, și o lovitură dată mediului de afaceri și a locurilor de muncă. Pentru că, așa cum a spus și domnul Frumosu, automat ori mărești prețurile ca să poți să-ți acoperi cheltuielile, ori reduci numărul de locuri de muncă și atunci nu mai poți funcționa.